Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Bună dimineața, bine v-am găsit în Deșteptarea. Bună dimineața, nu te plictisești niciodată în România. Două știri mi-au atras atenția ieri. Prima este: un domn din Târgoviște a atacat un autobuz cu o sabie. Cred că venea din filmul ăla, din Vizitatorii, pe bune. Da. Păi și cu ce să-l atace? Acum, serios. Da, pe bune, cu ce să-l atace? Cu tace. Și a scos o sabie la atac! A atacat autobuzul cu sabia. Autobuzul a scăpat cu viață, deși cu unele răni. Și în București un polițist a fost, n-a putut să participe la o acțiune, la o descindere, deoarece se afla la pensat în timpul serviciului. Pe mine mă scuzați în știrea asta. Da. Vezi, mă, ce se întâmplă dacă noi purtăm aici discuții despre manicură, despre pensat, despre nu știu ce, și ne întrebăm dacă un bărbat e bărbat, dacă se duce la pensat și manicurat așa, atunci, uite, dăm idei. Eu vă rog să vă amintiți că eu am ridicat problema pensatului, că voi erați limitați în manicură. Nu știați fenomenul pensatului. Din păcate lipsește Cătălin, că el era foarte curios în zona asta. Da. Am aflat conceptul de monosprânceană atunci. Da. Nu știam că există, că se spune monosprânceană. Da. Sprânceană Cozoroc. Haide, că e ceva. Oricum e clar, un angajat foarte atent la imaginea instituției. Corect. Deci dânsul, domnul polițist, a fost prins practic la pensat în timpul serviciului, n-a putut interveni la urgență, era la salon. Citez din știrea transmisă de Digi24: bărbatul se programase la pensat la un salon aflat pe raza altei secții. Aici mi se pare că apare problema. De ce s-a dus pe raza altei secții și nu s-a pensat într-un salon în zona lui? Adică nu înțeleg, eu sunt obișnuit că, dacă am crescut pe vremea comuniștilor, să citesc printre rânduri. Asta e meteahna mea. Când văd un text, mă întreb ce voia să spune de fapt autorul. Da. Păi și când văd pe raza altei secții, asta mi-a prins un beculeț. De ce a dorit cronicarul de la Digi24 să precizeze teritorialitatea acestui subiect? Faptul că el se pensa pe raza altei secții. Adică să le facă mescambe, să le facă rău la ăia. Care e problema? L-a luat locul la salon. Asta mă gândeam, că i-a luat locul, da. Dar nu știu, aș vrea să înțeleg care este problema că se pensa pe raza altei secții. Și descoperirea a fost făcută de șefi atunci când a apărut o urgență. Toate echipajele din zonă au intervenit. Nino. El nicăieri, agentul de poliție... Că era pe raza altei secții. De asta n-a intervenit. Dar există stație... walkie-talkie. Telefon walkie-talkie. Păi da, dar nu era în perimetru. Adică era... era la serviciu, mă. Da, era pe teritoriul altei secții. Unde să intervii dacă tu ești... Deci tu crezi că așa este. Practic ești la poliție de serviciu. Și ca să scapi de probleme... te muți pe strada alilantă, hai pe Academiei, asta e carchinee la secția mea, mutăm pe Academie, aici nu ne afectează, poți să strige aia prin stație, cât ori vrei, eu sunt pe raza altei secții, n-am treabă. Da, și ajută pe colegii de la secția pe teritoriul căreia se află. Colegilor, hai că astăzi trec pe la voi. Da, dacă aveți vreo ceva de cumpărat. Da, lucrurile se complică, agentul de poliție n-a putut veni, nu terminase procesul de înfrumusețare, cum să descinde el numai cu jumate de sprânceană? Dă pe stație, dar o fi ca în filmele alea americane, mă? Către toate unitățile, jaf pe strada Tulnici. Nu știm cum este, chiar așa. Și la închis stația, a pus-o invers. Ai, sora mea, nu te impacienta, vezi, ai grijă la sprâncene să nu strigi lucrarea acum. Pleca cu ceara pe el, da, era. Pleca cu ceara. Poate era frică, o să-și pune ceara și să lipea cu chipiul. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.